Orele sunt numărate până la venirea unuia dintre cei mai îndrăgiți moși, Moș Nicolae. Copiii sunt nerăbdători și și-au pregătit deja ghetuțele pe care le vor pune în această seară în geam sau lângă ușă pentru ca moșul să le umple cu dulciuri și jucării. În această seară, luminițele din oraș vor fi aprinse pentru a lumina calea moșului Nicolae. Iar micuții sunt cei mai nerăbdători pentru a vedea ce le aduce moșul. În funcție de câte cuminți au fost, moșul va umple sau nu ghetuțele sau lângă ghetuțe va pune și o nuia. Într-adevăr, la mulți ani tuturor Nicolaeilor, Niculinelor și tuturor românilor care au acest nume și la mulți ani cu bucuria Sfântului care aduce în fiecare casă și în fiecare suflet deschis către Dumnezeu darurile sale cele nevăzute, dar simțite, bucuria de a ne apropia prin Sfintele Taine de sărbătorile care vin la nașterea Domnului și care sunt mult deasupra sărbătorilor culinare sau de alt fel. La mulți ani, cu bucurie, făgărășenilor și tuturor celor care ne ascultă în slava lui Dumnezeu, în mulțumire pentru darurile sale cele bocate care vin prin Sfinții Săi și prin biserica noastră drăbmăritoare creștin-ortodoxă. Amin. Așadar, această seară va fi una magică pentru toți copiii din lume. Moș Nicolae va aduce bucurie în sufletele tuturor micuților.